Bun, ați văzut cât de importantă este comunitatea pentru sănătatea noastră, dar haideți să mergem mai departe și să vedem un exemplu concret. Vorbim cu Damian Drăghici și Gabriela. Ceau! Salutare! Damian, tu ești exact, să zic, un exemplu al unui om care face o comunitate în jurul lui. Ai trupa asta minunată, care este o comunitate, și țin să recunosc că am fost la câteva petreceri la care ai cântat cu această trupă și efectiv ai creat o comunitate efervescentă în jurul actului vostru de pe scenă. Lumea care mai stătea la bar, mai stăteau la mese, toată lumea se aduna, exact ca într-un sat de 150 de oameni în care toată lumea începe să comunice și practic era o comunicare prin dans, prin energie. Cum faci tu asta și cum i-am putea încuraja pe oamenii care se uită la noi să-și creeze aceste comunități? Pe vremuri noi în România aveam acel cuvânt care se folosea, claca, dacă știi. Unde oamenii se vedeau pentru ce? Să stea de vorbă, să împărtășească, să mai facă o bârfă, să mai râdă, să mai... Și stăteau ore întregi la clacă seara. Cred că noi avem asta din punct de vedere al comunității. Mă refer, ba prin muzică, ba uite, prin podcast, că tot o comunitate, am sunt și acolo aproape 200 de oameni. Dar ba prin felul în care, când mergi la teatru, când mergi undeva, există o modalitate de a avea prieteni comun sau o comunitate în jurul tău, un ecosistem cu care tu împărtășești aceleași valori și aceleași principii și te simți bine. Tocmai asta, cred că asta este lucrul în momentul ăsta de care ducem lipsă, nu noi, mulțumim în România, mulțumim Dumnezeu, adică suntem încă bine, pentru că avem acest simț al comunității. Ce îmi place, dacă ne gândim, de exemplu, dacă ne uităm la satele acestea pe care le-am văzut din zonele albastre, ne dăm seama că acolo e o comunitate strânsă care rămâne aceeași. Sunt aceiași 150 de oameni și, practic, acea comunitate ne dă o siguranță. Ne scapă cumva de senzația de stres, că, dom'le, dacă pățesc ceva, uite, o să fie cineva care o să aibă grijă de mine. Un fel de home-alike, adică ești acasă, te simți acasă întotdeauna. Dar ce facem cu stresul? Pentru că în zonele albastre oamenii cumva nu sunt stresați. Gabriela, ce putem să facem noi în viața asta de oraș în care stresul e implicit prezent? Trebuie să venim cu unelte ca să scădem acest nivel de stres. Da, să-l gestionăm. Da. Că stresul are nevoie să fie gestionat, să ne împrietenim cu el. Okay. Să nu ne batem cu el, pentru că practic e ca și cum aș bate eu cu mine dacă sunt stresată. Și nu e bine. Și atunci învăț să-l gestionez. Într-adevăr, stresul, atunci când suntem stresați, eliberăm cortizol. Meditația poate fi o variantă de inversare a acestui proces, pentru că în timpul meditației corpul nostru eliberează niște neurotransmițători. Dopamina, de care am auzit, hormonul plăcerii, serotonina, hormonul fericirii și endorfine, așa încât putem să învățăm să medităm. Știi, cred că foarte mulți oameni deja cunosc beneficiile meditației. Și eu le cunosc. Dar dă-mi, te rog, un truc. Ce putem să facem ca să liniștim mintea, să o includem în viața noastră de zi cu zi? Pentru că e atât de ușor să uiți, să o fușărești. Da, cred că, dacă îmi primi să adaug, da, sigur, te rog. De asta folosești foarte mult acum și invest termenul ăsta. Cred că mai mult decât meditația, pentru că meditația în sine nu e doar să-ți închizi ochii și să te concentrezi, adică să fugi de gândurile tale. Nu, gândurile vor veni. Cred că e mai important să fii mindful. Adică mindful înseamnă, iarăși, o traducere concretă ar fi aware sau conștient, să fii în conștiință, să fii trezviu, adică să fii aici, non-stop aici, asta e foarte important, să fii cât mai conștient și în conștiință de fiecare gând pe care îl ai. Adică dacă nu lași gândul să zboare, să fii în prezent. Asta e foarte important. Și cel mai important este să fii conștient de respirația ta. Noi nu putem să respirăm în viitor sau în trecut. Deci de fiecare dată când îți fuge mintea, iarăși înapoi. Iarăși înapoi. Cea mai, să zic, la îndemână ancoră, pentru că respiri în prezent. Și atunci te gândești la respirație. E singurul lucru care îl avem. Da. Dacă orice altceva... Adică, asta e singurul lucru. Dacă ți se ia în 180 de secunde, s-a terminat. Nu mai ești. Corect. Deci nu ai altceva, altă bogăție, altceva decât aerul. Respirația e cel mai important lucru. Ok, Damian, Gabriela, mulțumesc foarte mult că m-ați echilibrat cu vibrațiile pământului. Oameni buni, ne întoarcem după o scurtă pauză.